invitați. Ați fost rugat să plecați la ședința noastră aici, la întâlnirea de azi, la care o să vă spun imediat cum de zi. Deci, în conformitate cu prevederile articolului 39, articolul 117 din legea administrației publice, legea locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, și dispoziția numărul 131 din 18/6/2016, adică privatele comunei trebuie totul de să facă care exercită atribuțiuni conferite prin lege primarului pe perioada vacantei funcției de primar, conform prevederii articolului 72.1 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă invităm să participați la lucrările ședinței de înaltă, de îndată a Consiliului Local, care va avea loc în ziua de 19.6.2016, ori de 15 următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1 și cu numărul 1 și unică, de altfel, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 în Comunei Târgu Tortuș și Hesul Bacău. Din inițiator, și cum ar Comunei Târgu Tortuș. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci nu am nimic. Data de situație, vă rog pe doamna contabilă să expună acest punct, pentru că de unde aparține. Deci se subliniază la capitolul venituri cu suma de 59.000, diverse venituri, și la cheltuieli, la protecția mediului, se subliniază cu aceeași sumă, 59.000, necesar pentru serviciu public de salubrizare. Cu banii în veniturile noastre care sunt acasă. Întrebări dacă sunt, vă rog. Domnul de dialog, domnul Apărăm Oreanu. Mai sunt soartele, domnul Matil. Da. În ordine, asta e aveți cuvântul, domnul Mițelu. Deci, doamna contabilă, deci e o întrebare care să vă vizez pe toți trei, pe dumneavoastră, pe domnul Ababi, pe domnul Abădăni. Da? Dumneavoastră știe foarte bine că s-a pus această sumă, am adăugat-o la protecția mediului, întrucât ține de salubritate. Vreau să vă întreb doar atât. Deci vreau să vă întreb doar atât. Nu știu. Chiar nu vizez pe cineva în parte. Vreau doar unul din cei trei enumerați să-mi dați un răspuns pertinent. Deci în momentul în care a venit ADIS-ul, s-a prezentat la noi, în comună, ca și să spun entitate. A desemnat, nu știu, prin licitații, prin ce s-a făcut. A desemnat pe cineva să vină să ne ridice gunoiul. În ședințele care au avut loc, în speță din ianuarie până în prezent, am spus clar, cu subiect și predicat, domnule, ce trebuie să facem? Costă 3,76 per persoană. Da? Eu am achitat gunoiul pe un an întreg. Mi-am obligat și familia. Pe un an întreg. Mi-am obligat și frații. Mi-am obligat, am făcut lobby și lângă prieteni. Vreau să spun doar atât, să vă întreb. Ce s-au făcut? Ce s-au făcut cu banii care i-am dat? S-au strâns bani la bugetul local? Nu, numai un pic, că nu mi-am terminat, da? S-au adunat un sac de bani care trebuia plătit. Lăsăm pentru noua conducere, că vine, știa, nu se știa cine vine, lăsăm pentru noua conducere și o să dă încolo că ăștia spre fraier și lăsăm în spatele lor. Deci vă întreb încă o dată, subiect și plecat, ce s-au făcut cu banii aia care s-au dat? S-au luat un sac de bani. Mulțumesc frumos. Stai că n-ai primit răspuns. V-am mulțumit pentru că am terminat, da? Participat. Da, nu știu dacă să vă mulțumesc, dar eu vă spun următorul. Banii sunt în casa tot. Sunt toți în același cont în care au fost puși pentru salubritate. Nu au fost achitate ultimele două facturi, pentru că au apărut niște așa. Trebuia să le dea cubele, nu le-a dat la timp, trebuia să facem proces verbale, nu le-am dat la timp. Și trebuia ultima rectificare de buget făcută, care nu era făcută pentru așa, ca să de vor face în spor. Și am zis că să facă nou Consiliul Local, pentru că, da, ei de acolo încolo, ei vor gestiona sumele acestea. Și ne-am trezit că ei fac o, așa, trăgai de asta, că nu ne
că nu ne mai trimite mașinile. N-a trimis mașinile, am făcut intervenții, chiar eu personal am vorbit cu directorul SETO, ori întregi am vorbit cu el și au zis că intervine pe rândul lor presc, că cu ei au contractul, vor interveni ca să trimită mașinile. Nu le-au trimis. Ei au programat, a doua zi n-avea cum să vină, pentru că avea alte comune care stau la rând și să vrea să ducă. Însă chiar dacă nu făceam rectificarea asta de buget, de acum încolo, ei vor veni să le zice bunor. Dar dacă tot o facem, și e bine că am făcut-o, până la urmă, o să primească bani de mâini încolo, așa, o să se întâmple să plătim și factura. Dar de ce nu am deci iar banii, vă asigur că sunt acolo, câți bani s-au încasat, vă s-au luat cu taxele, deci nu e nicio problemă. Domnul Bădăli, dar vă întreb eu acum, de ce nu am făcut o ședință, pentru că noi cei din Garda Vechi, încă mai suntem consilieri în funcție până pe 30 iunie, luna în plus, da? Domnul, putem să facem. Știți păi, foarte bine în plăcerea asta a legilor și legilor. Dar era de sus, nu s-au făcut nici. Da, n-avea nicio legătură. Puteam să facem. Da, da, după, stați puțin, după 5 au avut loc alegerii pe data 5, puteam să facem pe 6, pe 7. Care era problema? Mai era așa altă problemă. În fine, nu mai. Da, haideți să lăsăm acum să nu fim ipocriți, haideți să se vă... Că trebuie să plătim pe lună, că trebuie să plătească primăria pe lună, pe lună de mai... 12.107. 120.000 lei. 120.000 lei pe lună. Da. Pe lună. Și acum până la... Da. Dar și banii ăștia vom putea achita până când se poate achita? Luna viitoare mai ține plăti și o parte din luna care urmează și s-au terminat tot încăsări. 62.794 de lei s-au strâns. Deci bani sunt. Păi dacă doamna v-a spus cu subiect și predicat doamna contabilă din față, s-au strâns 62.000, mai sunt încă 60. Nu știu dacă sunt mai strâns de 90. Am mai și plătit. Deci am și plătit. Pe luna asta? Nu pe luna asta. Am plătit ianuarie, am plătit februarie. Dar ianuarie totuși nu a fost la treabă. Nu a fost, de pe 11. Ei au suportit la număr de persoane. Ei păi da, dar dacă noi luăm la întreagă, cum pot să mie 10 coșuri dacă noi luăm la 5? Că trebuie specific așa. Noi putem să nu scoatem gunoi deloc. Nu vreau că nu scoatem, da. Nu scoatem gunoi, da? Dar banii tot se vor plăti, doamna. Scoți, nu scoți, banii se dau. Ei, care e cuvântul domnului? Cât la sută s-o strâns la nivel de sat? Cam 30-40%. Deci trebuie... Și eu cred că cei care plătesc au plătit-o, dar banii de acum au schimbat pe urmă ca la... Și vom consider că poate azi... Noi suntem persoane care au primit cu bere. Ca și cu bere. De ce te face să crezi pe dumitare că vor veni mai mulți la pradă? Atâta timp cât am spus-o din 4 ani în ședință foarte direct și foarte vehement a fost ședință, domnule, duceți-vă, cine n-a plătit apa de branșație, nu s-a făcut nimic. Eu mă bazez pe un exemplu de și mai spuneți ceva ca să știți că din iunie nici apa nu mai s-a prelungit taxa, deci prăpoase plătea până pe 31 martie. Până la toate dările de primărie, la urmă se puteți până pe 31. Și mulți n-au venit, și 30 până pe 30 iunie. Iunie. 30 sau 31? 30. Și atunci, deci, până la până pe 31, după generalitate. Dacă vă doresc și numai după vacare, ați vrea mai câte un pic, aveți vă... Ce scuze, am zis că de îngălție. Ce problemă. Deci, nu mai puțin, vreau, deci, că un mic subpunct. Poate să ne garanteze cineva din dumneavoastră. Nu o punem pe doamna contabilă în această ecuație, pentru că doamna nu știe. Doamna știe că trebuie să caseze bani, știe câți bani trebuie să dea. Dumneavoastră, deci dumneavoastră, domnul Ionică, dumneavoastră, domnul Vădălin, poate să ne garanteze cineva că nu ne va trage țeapă adisul? Sau un speț rompresc? Deci eu marți trimit ordine de plată prin fax la ei. Marți dimineața la ora 11. Când trimitiți ordine de plată, scris frumos acolo, PS, da? Scrii, domnule, s-au legat, eu mă duc și mă leg acolo în fața prefectului, mă duc acolo, dacă nu vine mașina cu noi, eu voi face demersuri ca să se tragă la răspundere cei care, în mod deliberat, au vrut să facă așa ceva. Domnule, a fost un acord verbal între domnii Ababi și Abădene și directorul de la SETO. Noi totuși am considerat că mai degrabă ne strângem toți într-o ședință extraordinară. Am făcut. Este treaba sigură, da? Deci miercuri așteptăm mașina cu noi. Pentru că acum tot trase greutățile vin mie pe spinare. Deci eu marți transmit oricând de plasă. Asta am transmit și eu. Întrebarea dacă a fost pe termen lung, aia e în funcție de cum se respectă fiecare contract pe care și-l am încheiat. Așa. Acum, dacă nu mai are nimic de adăugat, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Deci, un... Divers. Nu, păi e sentință... Dar totuși, trebuie rentat în problema toată.
Nu ne putem lăsa nu, Mihai, deci asta va pica pe umerii noului Consiliu. Această problemă eu vă mărturisesc că nu am știut că nu există în Târgu Trotuș zone raportate la apă. La apă! Sunt pe deal aici, undeva pe sus, pe aici. Păi nu, dar la următoarea ședință se va pune asta în problemă. Deci asta deja v-am notat, prima ședință, asta nu aș vrea să vă aduc. Dacă nu vreau să